There we go. Pescar și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să ies la o scurtă partidă de pescuit. Am terminat munca. Este ora 6 seara. Aici se întunericește deja pe la 9:30, aproape 10 seara. Așa că am dus să pescuiesc, să vedem ce este. Ok, am prins deja unul la al doilea lanseu. Acum voi încerca, pentru că vor fi mai mult sigur. Hai să vedem ce prindem. Echipamentul care îl folosesc este, după cum știți, același. Un Abu Garcia Diploma Travel, versiunea a doua. Am un fir textil de 0,8 de la Berkeley. Folosesc anăruci oscilante de 10 cm, 15, 20, 30 de grame. Și mai sunt, nu știu, niște cicade, să spun, că semnăm ca niște cicade de la Savage, care emită o sardină. Cu asta reușesc aproape mereu. Aproape la fiecare prezentare reușesc să... să aduc un pește. Deci pescuiesc de 5 minute și deja am un pește. Așa, da, să tot pescuiești așa. Asta înseamnă să fie pește în apă. Dar la noi e greu, la noi nu avem volumul de apă care îl au. Și plus de asta, cum v-am spus, eu nu cred eu că este vorba de educația asta noastră care ne curge în sânge. Dacă am fi mai educați, mai responsabili și te gândești puțin și la viitor, ți-ai oprit un pește cât să mănânci. Suficient. 1, 2, hai să zicem, cât să fie. Restul le dai drumul, nu? Mai ales dacă ar fi o femelă plină de icre sau știi că ești aproape de prohibiție. Le dai drum. Mamă, ce atac am avut acum. Ăsta da. Ăsta da. Ăsta da, tata. Mamă, ce atac. Ia uite-l cum face. Am avut un atac violent, frate. Vine spre mine. E mare.
Asta mi-a dat atac puternic. O fi cel care l-am scăpat tura trecută. Tot ce e posibil. Hai să vedem. Asta e mare. Asta mi-a dat atac puternic. Ia uite-l cum face. Da, e foarte mare. Mamă, ăsta e mare, frate. Ia uite-l cât de mare. Aoleu, cât a păstrăvuie. A plecat cu frână cu tot. Se bagă la bălăriile astea. Și nu pot să-l scot. Ia uite-l cât de mare. Aoleu, e mare rău de tot. E foarte mare, fraților. Ăsta e recordul meu. Mamă, ce atac mi-a dat. Nu știu dacă îl vedeți, dar e mare, e imens. Ia uite-l cum se duce. Oricum îi dau drumul. Nu mai rețin pentru că am destui. Acasă, da, e frumos, e ce trebuie. Da, păstră frumos. Ia uite-l că o să duce. Stai. Nu mai are cum să scape asta de aici. E prins bine. Cât credeți că are asta? Somon. Nu știu cât are, nu-l mai măsor. Nu am să-l mai măsor. Dar e mare. Uitați-vă cât e mâna mea. E imens. Asta are peste, are 60. Cel mai mare a avut 61, dar asta are 60, sigur, nu mai măsor. Îi dau drumul. Haide, du-te. Hai să nu cad eu în apă. Nu știu dacă vedeți ce fac eu aici. Încerc să-i dau drumul. Haide, du-te. Nu ținu cam mult. Dus. Am reușit să aduc un păstrăv mare și acum mai facem lanseuri tot în zona acolo. Eu cred că mai sunt și sunt mulți păstrăvi aici. Am venit exact când trebuie. Ar trebui să mai fie păstrăvi aici. Da, sardina asta e ce trebuie. Știam că cu ea voi reuși. Adică, de fapt, în ultimele partide numai cu ea a reușit. Am început să nu mai fie prinzătoare acele oșilante, dar sardina asta îi zăpăcește pe toți. Să tot ai partide de pescuit așa. Atâta apă, atâta suprafață de apă, atâtea locuri. Te duci dimineața, te duci seara, nu e nimeni, nu te deranjează nimeni. Îți vezi de treaba ta. Ai prins, vrei să-l reții, nu te critică nimeni. Că de ce l-ai reținut, că vezi, Doamne, sărăcește râurile că ai reținut tu peștele ăla. Sau mai știu eu ce aberații mai spun unii.
Încercați doar să vă faceți mai importanți, dar nu sunteți deloc. Asta e părerea mea. Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, mă? Ia uite, zarganul cu sare, frate, după ea. Uite, zarganul cu sare, după ea, i-am dat. Ia uite șarpele cum face. Ia uite cu sare. Ia uite-l cu sare. Dă două, i-am dat. Ia uite-l cu sare pe acolo. Dă două, i-am dat. Prieteni, pun punct acestei partide. M-a supărat puțin, am pierdut acea nălucă care am prins mereu cu ea. Am încățat aici, în niște alge, și acolo a rămas. Asta este. O să văd dacă mai găsesc același model, același gramaj, culoare. Chiar prindeam cu ea. Dar partida a fost destul de bună. Am prins doi poste destul de rapid în primele 10 minute, după care am mai avut multe prezentări. Am văzut că au fost și zargani în zonă. Au atacat, n-a reușit să prind niciunul, dar nu face nimic. Pentru două ore de pescuit e suficient cei doi pești. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă doriți să sprijiniți canalul meu, puteți să dați un like, o distribuire și un comentariu ar ajuta foarte mult. Până data viitoare vă doresc fire întinse și sănătate!